Astăzi, o șoferiță a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în municipiul Drobeta, Turnu Severin. Polițiștii au stabilit că mașina în care se afla a fost lovită de un alt autoturism condus de un șofer care nu a păstrat distanța. Din cercetările efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat de 52 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe calea Timișoarei, nu a păstrat distanța de siguranță în mers față de un vehicul aflat în fața sa, condus regulamentar de o femeie în vârstă de 45 de ani. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătoarei auto. În cursul acestei zile, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a fost sesizat prin 112 cu privire la faptul că pe o stradă din municipiul Drobeta, Turnu Severin, s-a produs un accident rutier. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul biroului rutier, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că un bărbat de 52 de ani, în timp ce conducea un autoturism, a intrat în coliziune cu un alt autovehicul condus de o femeie în vârstă de 45 de ani. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătoarei auto. La trecerea de pietoni, șoferița a frânat brusc, iar bărbatul care circula în autoturismul din spate nu a mai putut opri la timp. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.